Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere. După cum ați văzut în titlu, încercăm să aflăm cum va fi la următoarea voastră întâlnire. Nu neapărat întâlnire de dragoste, dar evident ar putea să fie într-un vibe, într-adevăr, de romantism. Vibe. Așa îmi place mie să zic. Am luat lumânărică nouă, tocmai ca să atragem dragoste în viața noastră și dragoste față de noi. Noi să ne iubim, nu doar să așteptăm de la alții. Acum, înainte de a începe etalarea, vreau să împărtășesc cu voi ultimul cadou pe care mi l-am făcut. Am fost la Melina Roșa. Uitați, măi, dragi, scumpii mei, prieteni, prieteni, evident. Abonați, ce am găsit adorabil, cercei cu stea și cu lună. Acum îmi trebuie un medalion în formă de soare. Ce mi-a plăcut foarte mult, asimetria. Steaua neagră aici este negru, luna galbenă aici este galben, auriu, în fine. Da, abia aștept să-i port în momentul în care fac etalări. Probabil că o să-i agăs la un moment dat și prin decor, să știți că sunt cercei. Mi-au plăcut la maxim când le-am văzut, zic, gata, asta e pentru mine, aș purta și acest soare negru, dar este de prins draperia. Din păcate, nu pot să-l pun pe mine. Înainte de a începe etalarea, dragii mei, vreau să vă arăt, să împărtășesc cu voi alt eveniment. Este primul meu set de cărți demonstrativ. Urmează să-l finisăm și aș vrea chiar să încep să lucrez. Să lucrez cu el. Știți că îmi place violetul, purpuriu și am încercat să îl îmbrac până-i găsim exact forma. Eu știu, finală, ce-o fi, punguță, cutiuță. Am aici două seturi. Deci, cărțile, arcanele minore sau mai bine zis, da, cărțile normale și aici arcanele și încă un număr de cărți în plus. Acum, abia aștept să lucrez cu ele și sper să vă placă și vouă, măcar ca și imagine. Dacă este cineva care ar vrea să lucreze cu ele, eu abia aștept să le împărtășesc. Acum, acesta este setul de cărți. Da? 10 de cupe, 10 de spade, 5, 4, 3, da? Vedeți ce faine sunt? Deci proiectul este în lucru, este primul set demonstrativ. Avem și un joker, să-l punem în cazul în care lipsește ceva, să-l punem deoparte pe acesta. Rămâne doar un joker. Așa. Deci o să-i vedeți. O să-i vedeți când apar în principiu cărțile. Da? Regine, regi, ce rege fain, un rege de foc. Deci îl ador pe acest rege de foc. Îl ador. În fine, acestea sunt cărțile, dragii mei, dragii mei ascultători. Waiting for love. Am zis că suntem în vibrație de dragoste. De dragoste, măi, măi. Și vibrație lila. Uite aici. Și lumină. Violet, flacăra violet. Să atragem dragoste spirituală. Și nu doar spirituală, o dragoste înălțătoare, o dragoste frumoasă, pură. Nu mai avem nevoie de relații toxice. Știm cum este, cam toată lumea. Aici sunt arcanele majore. Ia stai să vedeți. Așa. Unii care v-ați uitat pe site-urile mele pe Facebook sau pe site-ul meu de artă, s-ar putea să recunoașteți o parte din lucrări. Da? Arcane. Sunt făcute și după lucrările mele, arcanele majore. Cele mici sunt prelucrate în Photoshop. Da. Este prima, v-am zis, prima ediție, dar varianta demonstrativă. Demonstrativă. Și acum, că vi le-am arătat, o să încep să le și amestec, dar, din acestea care sunt în plus, ia să vedem unde sunteți, dragile mele, cărțului pe care le-am lucrat cu drag în timp, vreau să aleg 4, ca să vă alegeți și voi 4 numere și cu ocazia asta, că tot mi s-a sugerat să folosesc lucrări, mai ales atunci când alegem, eu știu, cărțile, energiile, mi s-a sugerat, nu mai știu dacă mă mai ascultă. Sper să mă asculte acea doamnă care mi-a sugerat să folosesc lucrările mele. Așa, acestea o să le amestec. Voi, acum, pentru această etalare, vă rog frumos să alegeți între aer, foc, ia să vedem, cum să fac eu să le vedeți mai bine. Aer, foc, pământ. Și invers, ca să se vadă mai bine. Apă, aer. Ok, le vedeți? Scumpicii mei?
Da? Vedeți? Deci, numărul 1, 2, 3 și 4. Până amestec un pic cărțile, acesta este aer. Cartea care reprezintă aer. Voi alegeți în funcție de cum vreți voi, de imagine, de culori, de elementul, da? Foc. 3. Apa. Da, reflectele am înțiplat. Și pământ. Cred că le vedeți suficient de bine, da? Vreți să vi le pun mai bine? Nu cred că e nevoie, Musai. Eu, între timp, o să le și amestec. Pentru că vreau să le integrez în etalare. Acum, am zis că vrem la această etalare să aflăm, eu amestec și vorbesc, vrem să aflăm cum va fi întâlnirea cu persoana la care vă gândiți voi, persoana dragă. Poate această, n-am stabilit încă, nu e o etalare când se va întâmpla, ci cum va fi, poate întâlnirea va fi mâine, poate întâlnirea va fi peste o săptămână, poate întâlnirea va fi peste o lună sau, eu știu, câte luni. Depinde de voi, dacă sunteți la distanță, știți, în funcție de pașapoarte, de vize, de posibilitatea de a călători sau de a nu călători, da? În principiu se amestecă destul de bine. Cărțile sunt pătrate, îmi intră în mână și cine vrea să folosească, să folosească. Da? Hai. Mai amestecăm și când va fi. Acum, începem cu, am zis, aer. Următorul va fi foc, apă și pământ e ultimul. Să le pun eu în ordine. Numărul 1. Cei care ați ales elementul aer. Cartea care reprezintă. Poate să fie semn, un semn de aer. Poate voi sunteți semne de aer. Poate altcineva e semn de aer. În acest moment am senzația că unul dintre voi vine dintr-o perioadă destul de încurcată. Poate chiar încă să mai fie într-o perioadă încurcată. Traverseze o pădure de obstacole, un întuneric, o noapte, noaptea întunecată a sufletului, noaptea obscură, cum zic unii, și totuși e un element, ca un coup de fouet, parcă, sper că am zis bine în franceză, o lovitură de bici, o pasiune care vine hodoră în tronc, brusc, în viața uneia dintre voi. Sau amândurora. Hai să vedem ce. Am amestecat cărțile. Cum va fi? Acum așa s-a întâmplat. Cum va fi? În timp ce am amestecat cărțile, au vrut să se arate câteva cărți. Acum, eu am început etalarea înainte, oarecum emoționată de toate lucrurile pe care le-am împărtășit. Probabil că și la voi va fi ceva emoție, vedem cum apar cărțile. Dar aș fi vrut acest mesaj să fie colectiv. Aș vrea să sper că și ceilalți vor citi acest mesaj. Însă, în timp ce amestecam cărțile, a apărut 6 de monede, 9 de spade, 5 de băte și valetul de monede. Clar că se dorește să se împărtășească ceva. Să se împărtășească după ce o perioadă probabil s-a trăit într-un stres. E interesant că iar apare elementul aer, 9 de spade și balanță. Poate că există o balanță sau cineva cu planete în balanță. A fost un stres datorită acestei pasiuni, acestui conflict care se creează în primul și în primul rând în mintea omului, da? Păsele acestea sunt gânduri, da? Spadele astea sunt gânduri. Gânduri, cum să fac pentru că persoana de care sunt interesat sau interesată mai are alte persoane în preajmă care o doresc sau îl doresc. Totuși, aș vrea să-mi fac curaj, pentru că 5 ține și de forță, de ego, ego e casaleului, da? De curaj, să împărtășesc ceva, da? Ca să pot să echilibrez. Aș vrea să, interesant, 6 și cu 1, 7, aș vrea să investesc în această relație într-un fel sau altul. Cel puțin la această întâlnire se va dori să se împărtășească și confirm acest lucru pentru că un alt set de cărți
a vrut să transmită un alt mesaj, la fel de general colectiv, dar acum ce să fac? Asta e, îl transmit vouă. Probabil că în mod special la voi se va întâmpla. Iar daruri primite, numărul 13. 13 știm bine că reprezintă moartea în tarot, moartea care înseamnă transformare. Prin această ofertă și sau prin această dăruire și primire de daruri, într-un fel, dar cred că într-un fel sau altul se va face un schimb de daruri. Poate ieșiți undeva la o întâlnire și cineva, darul acesta poate să fie o cafea, o prăjitură, nu știu, ceva, o carte, ceva, nu știu, ceva, ceva. Rămâne de văzut ce. Sau sub ce formă, că poate să fie și o comunicare, pentru că valetul reprezintă și comunicare, da? Și avem în mod special elementul aer, care evident că reprezintă comunicarea. Ia uite, e o energie toxică în preajma uneia dintre voi. Ba nu, e intoxicant! Intoxicant de emoțională! Iar regina de spade. Pentru unii, clar, aveți, ori sunteți voi, ori ei au marcaj în gemeni, balanță sau vărsător, dar acest personaj, sau voi, dar eu cred că este vorba de ei, acest personaj, obișnuit să fie foarte logic, este, aici este conflictul și stresul în care trăiește de ceva timp. Cum poate să simtă atâtea emoții? Ia uite, ar vrea să o ia de la zero, ar vrea să o ia de la zero, da? Este o nebunie, este un risc. Poate chiar este, se gândește să și renunțe la o familie, mai mult sau mai puțin, pentru că regina de spade înseamnă și avocată și persoană care divorțează, înseamnă foarte multe, da? Însă, acest personaj, am zis, este rațional, nu degeaba ați ales aerul, da? Și își dorește foarte mult ce își dorește, își dorește să împărtășească, să ofere. Să ofere. Probabil că are marcaj în balanță, că doar a venit prima carte, chiar dacă e de pământ, are marcaj în balanță. Și când zic marcaj, nu mă refer mult să ai la planete în balanță, iar e vorba de o călătorie, poate aveți de, ia uite, mai călătoriți ca să vă întâlniți împreună și să ieșiți, ia uite, cavalerul, să comunicați. Unul comunică emoțional, altul comunică foarte rațional. Și aici este stresul, cum faceți, cum, dar vă completați foarte bine. Aici, da, aerul are nevoie de emoții, dacă n-ar fi emoții, cum am putea să trăim? Și aici este lecția unuia dintre voi, pe care va trebui să o învețe la această întâlnire și la următoarele, eventual. Hai să vedem. Numărul 1. Ce va trăi la această următoare întâlnire? Extraordinar. Unul dintre voi este independent, celălalt este atras de independența și de puterea celuilalt. Astfel de bute. Un turn, un eveniment neașteptat, da. Am zis, unul este posibil să fie căsătorit sau să fie într-o poziție deosebită și să-i se zdrunci în această stabilitate într-o formă sau alta, cu această întâlnire, trăsnet. Am zis, ca un bici este această pasiune. Eu mă uit la lucrările pe care le-am făcut și le interpretez un pic altfel, da? Bine, când o să fie pe mâna altă, o să interpreteze fiecare cum vrea. Aici este doi de spade. Cum va fi la această următoare întâlnire? Cum va fi la această întâlnire? Smute, mai. 2, 3. Pasiunea asta este pe care o simt, acest as de bâte, am zis, acest foc, acest trăsnet care a venit în viața personajului prin voi, doamnelor sau domnilor, că puteți să fiți domni aici, da? Creează multe semne de întrebare. Pe de-o parte, acest personaj, ca și mulți dintre noi, este rănit într-un cuplu în care s-a implicat mai mult în responsabilitățile pe care, eu știu, societatea, familia îl cere, dar a venit această dragoste, da? Patru de cupe, de fapt aici e un as de cupe. A venit această emoție care le schimbă, ia uite, și roata norocului și moartea, le schimbă întreaga viață. Asta cred că au legătură cu doi. Aici trebuie să aleagă acest personaj. Va fi în această... am văzut și îndrăgostiții. Va fi pus în situația în care să aleagă. Poate că a și tăcut, a vorbit mai puțin în ultima vreme. Să aleagă între această nouă pasiune pe care o simte pentru voi. Doamnelor, domnilor, ce sunteți? Poate nu sunteți musa independenți, dar aveți această aură de persoană educată, cu reușite, frumoasă, îngrijită, elegantă,
aveți o energie mai specială. Și, în plus, afară de energia pe care o aveți, e acel foc pe care îl simte și care îi instigă, îi aprinde. Să mai dăm o carte. Deci, ei trebuie să aleagă între cele două cărți, între voi și ceea ce simt pentru voi și toată această energie. Stau în decepție, stau în acest cuplu sau, eu știu, job cu responsabilități, ori una, ori alta. Dacă nu aleg dragostea, s-ar putea să regrete. Dacă aleg dragostea, li se va schimba viața, li se va da viața într-adevăr peste cap, dar probabil că merită. Hai încă o carte. Încă o carte și poți ne trece în următoarele. Încă o carte, ca să știm totuși, până la urmă, cum se va finaliza această întâlnire. O să și clarificăm. Asta vrea să iasă? Ia uite, nouă de bute, o să și clarific. Nouă de bute este un personaj care vrea să reziste, vrea să iasă în fața gardurilor. Iar nouă și avem și eremitul. Își dorește foarte mult să-și înțeleagă viața, să-și mențină autoritatea, dar și pasiunea. Da, clar. Probabil acest bărbat este, dacă doamnelor vă întâlniți cu un bărbat, este autoritar, are o poziție specială la job sau este căsătorit. Este căsătorit și apare această dragoste pe care trebuie să înțeleagă, această pasiune, da? Da. Și conflictele mentale despre care am mai vorbit, da? Pentru voi, pentru că vă simt egalii lor, într-o formă sau alta, ca talent, ca energie, da? Poate chiar și ca poziție profesională sau potențial profesional. Și aici este, trebuie să analizeze. Va încerca să reziste, să rămână pe poziții, dar într-o formă mai temperată. Mă mir că n-a apărut și temperanța, însă trebuie să analizeze. Pentru că undeva în toată această încurcătură, în această pădure și stol de păsări, de gânduri, da? Această noapte, cum am zis, interesant că am zis de noaptea întunecoasă a sufletului și apare și eremitul, ei trebuie să se regăsească și să-și regăsească steaua, speranța, da? Hai să și clarificăm. Aș vrea să, nu să clarific, aș vrea să vedem ce va simți. Ce va simți? Ok, asta va simți. 5 de monede. Ce va simți la următoarea întâlnire, prima întâlnire pe care o aveți? 5 de monede. Probabil că are niște probleme cu banii pentru unii dintre ei. Dacă este căsătorit și trebuie să, sau căsătorită, trebuie să-și facă timp, energie și să-și ia din finanțe ca să, într-un fel sau altul, ca să vă întâlniți, nu? Și atunci se dezechilibrează ceva. Dar 5 de monede înseamnă și probleme în cuplu, da? Și aici este. Problemele în cuplu pe care eu le văd și la 5 de bâte. Pentru mine înseamnă o căsătorie epuizantă sau un job, știi? Dacă au probleme financiare și vă văd pe voi așa de strălucitor, strălucitoare și doresc să muncească și se simt un pic nemerituoși, ce vor simți? Într-un fel sau altul, știți că nu trebuie să fie nemerituoși. Ideea e cum ne simțim, nu cum suntem. Ia. Cum se va simți? Hai, da. Ok, Tai Chi. Ce mi-a plăcut cartea asta. Am zis, e vorba de energie. Dar într-un fel sau altul e echilibrat, Tai Chi. E vibe-ul ăsta aici. Este interesant că a venit Tai Chi chiar sub asul de bâte. Aici este focul. Vai, și această... Ia, imediat, hai să mai vedem cum se va simți la această următoare întâlnire, Tai Chi. Trebuie să, în primul rând, va încerca să-și regleze energiile, pentru că pasiunea asta este teribilă. Este și asta ar vrea să iasă. 10 de bâte, a doua oară când apare 10 de bâte, iar energia aceasta, pe lângă consumul de energie pe care îl are în viața personală, apare și această pasiune care îi consumă și mai mult. La 10 și cu 10, 20, într-un fel sau altul, ar trebui să se pregătească de o schimbare. 10 de bâte sau 10 de...
Eu citesc cărțile acestea conform tarotului, pentru că sunt pentru tarot de joc, dar în fine. Invocation! Interesant! E prima oară când folosesc aceste de cărți și încă o carte. Cum se va simți la următoarea întâlnire cu voi? Ok, mersi. 4 de băte. 4 de băte. Dragii mei, știți că 4 de băte este cartea flăcărilor gemene, da? Reprezintă o stabilitate, de o stabilitate bazată pe ce frumos a terminat la 5 de cupe. Cred că regretă o alegere. 5 de cupe și 10 de cupe. Regele de spade, regele de spade și îl vedeți și cu ocazia aceasta pe regele meu de spade, da? Ce meditative și plin de cuvinte nespuse, cuvintele sunt în spate, da? Regele de spade, care iar apare 4 de cupe despre care am vorbit mai devreme. E chiar aici, da? 4 de cupe. Dați în urmă să vedeți. 4 de cupe, această dragoste mare care vine după o perioadă de decepții, da? Și acest rege de spade este intoxicat, 10 de cupe a mai fost, da? Este intoxicat de emoții. Și totuși, probabil că există, pentru că apare și invocarea, există o distanță, am văzut și 6 de spade mai devreme, există o distanță între voi sau niște probleme care trebuie rezolvate și o distanță care vă țin oarecum separați. Nu vă puteți întâlni tot timpul. Și atunci apare 5 de cupe, văd ca pe un dor, e un dor, apare un dor nebun după voi sau... Și voi simțiți acest dor, da? Acum, ce am zis că simte? Taici un plagiu, știți că ați văzut pe Facebook această lucrare și ce fain arată, integrată în cărți. Of, vă va arăta latura luminoasă a lor, nu vă vor arăta gândurile, nu vă vor arăta lacrimile, cine știe când o să le vedeți sau poate să le intuiți, doamnelor, dacă sunteți mai sensibile și mai receptive. Dar... Pentru unii, povestea acestei cărți este foarte interesantă, nu pot să o spun, o să o spun în carte când prezint cărțile. Pentru unii, posibil să fie diferență de vârstă, posibil bărbatul să fie un pic mai tânăr decât doamna, dar nu obligatoriu, dar pentru unii, da? Și afară de diferența de vârstă să fie și diferența de statut, unul independent, altul căsătorit, unul cu afacerea sa, altul angajat, chestiuni de genul ăsta care... aduc provocări, provocări pe care acest personaj este decis să le înfrunte și să le depășească. Deci am zis că în primul rând își va echilibra energia, va încerca să-și arate latura pozitivă. Acest foc îl văd acum, există pasiunea, atracția fizică, dar cred că se va manifesta sub formă de... Va înflori ceva interesant. Vreau să zic că se va manifesta sub formă de joc, de glumă, dar acum simt altceva în plus. Ceva va înflori în această, interesant, în această relație, în acest moment în care vă veți întâlni. Va înflori ceva și în mintea lor îi inspirați și nu doar voi îi inspirați, pentru că nouă de monede și inspiră și pasiunea în sine îi inspiră. Eventual să reziste. Da, cum a venit cartea, totuși a venit invers. Să renunțe la acele probleme, la acele responsabilități ca să se concentreze eventual mai mult pe voi. Acum, pentru că își dorește ce? 4 de monede și măcar până la sfârșitul întâlnirii, cred că undeva în mintea lor, pentru că e 2 de spate, da, gândul, ce fac, ce aleg, în mintea lor totuși vor decide că vor să se zbată, să păstreze această întâlnire ca fiind o întâlnire memorabilă, 4 de monede de băte înseamnă și o întâlnire în care vă simțiți bine, dar este și cartea flăcărilor gemene și atunci unii s-ar putea să ajungă la concluzia că tot ce simt atât de intens și energetic, în primul rând, nu doar atracția fizică, nu doar admirația pentru voi, cum arătați, este o energie. Tai chi o energie, da? Da, am pus în plus câteva căs, că sunt foarte necesare. Îi vor face să simtă că își doresc o casă, își doresc stabilitate cu voi. Acum, că se va realiza, că nu se va realiza, este doar în ceea ce simt. Simt că se simt acasă și acasă cu voi este mai bine decât acasă cu alții.
Înțelegeți? Acum, n-am vorbit despre invocare. Despre invocare. Iar este o chestiune de distanță. Într-un fel sau altul, doamnelor, i-ați manifestat pe acești domni. Acum, poate să fie femeia divină din orice domn, da? Care a manifestat întâlnirea, eu știu, cu energia masculină din doamna cu care se vor întâlni. Este iar că este o distanță. Este un joc al planetelor, dar și este și atracție, magnetismul vostru care a adus v-a adus în viață acest personaj. Însă, trecând peste asta, unii, am zis, ați invocat cu energia voastră, ați atras acest personaj în viața voastră. Dar vorbind strict de întâlnire, probabil că într-o formă sau alta, că sunt evoluați spiritual, că au habar de lucruri despre care vorbim noi aici în etalări sau nu au habar, acest personaj va încerca să... Am senzația că ar putea să o facă chiar inconștient. Acest personaj va încerca să-și adune energia emoțională și puterea pe care a pierdut-o în diferite alte situații. Este o invocare, da? Invocare mai multe emoțională și este exact în categoria ce va simți. Va simți nevoia să-și adune emoțiile pierdute, risipite în alte situații, ca să le integreze interesant că apare cerc și aici și aici, ca să le integreze în primul rând în ei. Ei au rămas fără emoții și vor să integreze, să reintegreze emoțiile în viața lor, mai ales dacă sunt reși de spade. Da? Și odată integrate în viața lor, vor putea să echilibreze sau să se manifeste în echilibru și față de voi. Hai să vedem. Vă văd foarte frumoase, doamnelor, domnilor, și trebuie să accepte că sunteți într-adevăr o acceptance, da? Să accepte că cei din urmă au fost niște umbre și că voi sunteți o forță, Shakti, Shakti. Nu doar frumoase, dar aveți, am zis, Shakti poate fi foarte ușor asociată cu Tai Chi, da? E chestie de energie. De energie. Ce mai e? Deja a vrut să se arate? Am zis, uite, vedeți cum au legătură cărțile? Ia uitați. 3 într-unul și Riding the Cosmic Wave. Este un val cosmic. Aici avem un val, da? Ce am zis mai devreme? Mulțumesc de confirmare, dragile mele, cărți. În primul rând, trebuie să-și cheme toate emoțiile pierdute din viața sau din alte vieți, pierdute, risipite sau neapreciate, să-și le cheme și să învețe să le călărească în sensul frumos să facă surfing pe emoțiile sale, pentru că sunt foarte multe. Ați văzut 10 de cupe. Voi, doamnelor, aveți această capacitate nativă, dar ei, dacă sunt în mod special, au planete în semnă de aer, aici trebuie să se analizeze. Cum și-au folosit energia ca să se controleze sau ca să creeze. Sunt două energii pasionale, dar foarte diferite. Regele de bâte creează, e creator. Ce a mai apărut? 3 într-unul. Poate că este un trio pentru unii, deși nu asta zice Musa e carta, dar își doresc cu 4 de bâte... Visează într-un fel sau altul sau incantează, v-am zis, într-un fel inconștient, invocă o relație de lungă durată în care puteți să fiți împreună și eventual să aveți și un copil sau să vă adunați copiii din legăturile anterioare și să-i creșteți împreună, iar variază. Acum, pe foarte scurt, că am vorbit destul de mult, ia uite cât am vorbit. Regina de cupe s-a oprit la regina de cupe, multe emoții. A, diavol, vedeți? Obsesie sexuală, clar. Dar, repet, nu datorită atracției, ci datorită, vai, de ce cărți, vibe-ului vostru, e Tai Chi-ul, măi. Știți că ador cartea asta. Și pe celelalte le ador. E energia. Și dacă este un personaj care nu are habar de meditație și cum să-și regleze energia, evident că ar putea să o confundă cu energie strict sexuală. Și aici este, încearcă să mediteze, să aleagă, să vadă, domnule, dar ce se întâmplă? Să-și adune, să-și reamintească, interesant, să-și reamintească ce ia emoție, ce înseamnă apă, ce înseamnă
să transpir de emoții, ce înseamnă să lăcrimezi eventual, când celălalt pleacă, ți se face dor deja, știi? Uite, obsesia de a începe ceva, asul de cupe, din punct de vedere sexual, și o chestie de suflet, repet, nu-i doar atracție fizică și nici doar emoțional, este mult mai profund, este energia. Da, iar 8 de bâte, probabil o distanță, 9 avem, își doresc eventual să mergeți la un restaurant sau undeva să mergeți, să, eu știu, mâncați o prăjitură, să beți o cafeluță, să vă simțiți bine. Dar aici este energia sexuală pe care o vor simți, sau poate o veți simți și voi. Interesant, a vrut să se arate valetul de spade, dar a venit invers. Cred că o perioadă v-a studiat, o perioadă v-a spionat într-un fel discret, v-a observat așa. Și acum valetul de spade a venit invers. Asta înseamnă că vrea să cuvânteze, să verbalizeze ce a observat, ce simte, ce ar fi interesant. Iar 9 de monede, e a doua oară când apare 9 de monede. Doamnelor, sunteți puternici și cred că ați atras un bărbat puternic. Ia să vedem. Chiar dacă e, uite, judecata. Am vorbit de 20, da? 10 și cu 10 ajunge la 20. Simt, intuiesc. Este exact firul acesta roșu care l-am văzut. Se regăsește și aici, între cei doi, și se regăsește și în părul doamnei din Tai Chi. Această legătură invizibilă, plină de pasiune, dar nu e doar pasiune sexuală, este energie. Energie roșie dă viață. Energie creatoare. Și aici este. Vor să vorbească despre ceea ce simt, primesc ca intuiție judecată, e un înger aici, da? Le transmite. Rămâne de văzut. Oricum, vor fi o perioadă, vor fi un pic stângaci, nu vor ști cum să vă abordeze, doamnelor, pentru că lucrurile au venit într-un mod neașteptat. Obișnuiți să domine, în general, în relații, acum n-au cum să domine o situație care e atât de emoțională, energetică, spirituală, și ar fi o mare greșeală să o confunde cu o energie strict sexuală. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Pun o mică pauză. A, să pun pauză? Mi-e teamă să nu se decaleze cărțile. Hai să le strâng așa. Am văzut regina de spade, 5 de modele iar. Dar poate că uneori trebuie să vă ascundeți ca să vă întâlniți. Iar puterea, am văzut-o, trebuie să vă luptați sau să se lupte cine vrea să se lupte pentru această relație. Ce mai avem? Da? Uite ce interesant, s-a oprit la templu. Da? Aici este. Templu în acest context îl văd construcția, am văzut mai devreme și turnul, da? Deconstrucția și cred că vor să... Ia uite ce frumos! Ying și Yang Lover! Ying și Yang Lover! Și ce avem aici? Ying și Yang. Da, bine, știți că am eu multe lucruri, dar mi-mi place că se confirmă. Vă completați, cât ați fi de diferiți. Vă completați. Și aici se dorește construcția unui templu. Templul este relația voastră, nu doar o casă, e un templu. Aveți multe de făcut împreună, într-un fel sau altul. Sunt cei doi. Sunt cei doi aici. Așa. Ok. Eu acum îmi pun cărțile, sper că vă place noul meu set de cărți. Îmi pun pe acesta deoparte. Iac! Stai acolo frumos. Și mă pregătesc să trec la imediat următorul număr. Înainte să trec, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup, pa, pa! Ok. Okidoki, numărul 2, ați ales semn de foc. Poate că sunteți voi planete, aveți planete în semne de foc. Poate că au ei planete în semn de foc. Unul dintre voi, probabil, care are planete în semne de foc. Sau simte că e o mare, mare pasiune, atracție între voi doi. Între voi doi. Există așa o energie foarte artistică. Simt de... Nu știu ce, mă duc cu gândul la dans. Văd eu ceva în această imagine și mă duce cu gândul la dans. Văd și multe stele, din care una este foarte mare. Probabil că o fi și o poziție vărsător leu pentru unii, dar nu obligatoriu. Dar steaua, știți că înseamnă speranță, înseamnă și... Ce simt?
Pentru unii ar putea să fie o distanță care trebuie, care va accentua această pasiune datorită distanței. Iar apare 6 de bâte. Interesant. De monede, pardon. E o distanță care v-a făcut să vă fie și mai mult dor unul de celălalt și să vă doriți și mai mult. Ce va fi la următoarea întâlnire? Numărul 2. 6, 10. Poate că sunteți căsătoriți, unii dintre voi. Sau își doresc o relație, regele de spade, interesant. 6. Iar marcaj în balanță pentru unii. Marcaj în taur pentru alții. Ce va fi la următoarea întâlnire? Interesant. Încă o carte la următoarea întâlnire. Ce va fi la următoarea întâlnire? Focul ăsta, că ați ales foc. Ce va fi la următoarea întâlnire? Numărul 2. La fel s-a terminat și la numărul 1, 9 de bâte. La, la capătul setului de cărți, 3 de spade, 5 de cupe. Murița, te rog frumos! 3 de spade, 5 de cupe, 8 de cupe. A fost o separare. Iar lumea, am zis că e o distanță între voi. Posibil, a fost o distanță, poate chiar mai este. Sunteți, într-adevăr. Nu degeaba. Dar unul cred, sunteți suflete perechi. Dar am senzația că unul dintre voi este căsătorit, marele preot. Sau are un job important, este profesor, este ghid pentru unii, este un om foarte bun, foarte evoluat. Pentru unii, nu pentru toți. Acum, dacă nu e vorba de evoluție spirituală și profesională, poate să fie, am zis, unul căsătorit. Hai să vedem și celelalte cărți înainte să interpretez. Pentru că regele de spade e un personaj destul de logic, care ar dori să discute despre niște lucruri reale, adevărate. Interesant că s-a oprit, da, la regrete, la dureri, la dezamăgiri. Ce simte? Hai să vedem și ce simte ca să putem să facem legătura mai bună. Mai. Acest foc, ați ales focul, poate să fie pasiunea dintre voi doi, repet, și unul dintre voi sau poate amândoi să fiți într-o căsnicie. Și să fie nevoie să discutați ce facem, că suntem iar, este 3 de spade și aici este un triunghi, da? Și avem aici iar 3 de cupe și avem 8 de cupe care încearcă să se detașeze, da? Dar care, din cauza distanței dintre voi, pierd o legătură sufletească foarte profund. Ia uite, steaua, că tot am vorbit de stele, steaua. Ia uite ce este. Marele preot și regele de cupe. Nu. Și grijile acestea care apar. Dacă nu sunteți căsătoriți, probabil că veniți dintr-o familie cu bani și celălalt nu are atât de mulți bani, dar ar putea să aibă, dragii mei, să aibă o altfel de valoare spirituală. Și aici este problema. Da? Și aici este problema. Iar steaua înseamnă distanță, avem și lumea. Da? Uite. Și în momentul în care s-a încheiat legătura dintre voi doi, cred că vă regăsiți după un timp. Cel care a încercat să plece și a dat seama că n-a făcut bine, că a mers înspre 5 de cupe și înspre 3 de spade, înspre regrete. Cel care a ales banii,
S-au ales familia, moștenirea, eu știu, statutul financiar, profesional, pentru că a fost un triunghi, da? Clar. Cel care a încercat să fie logic s-a ales cu decepții, cu dureri. Și acum, în acest moment, ar vrea să vă, în acest moment în care vă veți întâlni, să vă povestească, să vă explice. Că da, am încercat să fiu rațional, am încercat să aleg familia, să fac cum zice familia, tradiția, cultura, da? Sau să aleg profesia pe care, pentru care am muncit foarte mult, statutul pe care l-am. Și ce am făcut? În loc să mă bucur de ele, de fapt am ajuns să plâng. Pentru că am înțeles că, ia uite, 3 de cupe, de 5 de cupe, am vrut să mă detașez și unde am ajuns. În loc să ajung la 9, la 10, am ajuns la 5 și la 3, nu? Am vrut să mă detașez de acest suflet pereche. De voi, cred. De voi, vă rog frumos să-mi confirmați. Și acum, când e conștient că trebuie să pună capăt acestor trădări, pot să fie și momente, decizii pe care noi le luăm și noi ne trădăm pe noi, da? Acest personaj încearcă să reziste, da? Nu. Mai lipsa 10 de monede, de băte. Probabil că a fost și 10 de băte, a fost și un consum, apropo de foc. S-a consumat, apropo, nu vedeți că aici e și un fum, s-a consumat în această decizie rațională. A luat foc și a hotărât totuși să reziste și să... Parcă mai vreau mai simt nevoia de o carte, ce să... De ce? 9 de băte. Ia uite, Marea Preoteasă. Intuiția le zice, ia, ce, mai dăm încă o carte, ia uite, că trebuie să-și ceară scuze, valetul de cupe, eventual, am zis că unii sunteți evoluați, am văzut steaua, am văzut exact culorile din carte, da, steaua, apă, regele de apă și emoții și un mental superior și pasiune, și cultură și tradiție și principii, focul acela tradițional al marelui preot, un personaj încearcă să-și ardă karma și să crească spiritual și celălalt n-a fost pregătit pentru această alegere. Și aici aveți foarte mult, este cartea centrală, regele de spade trebuie să vorbească. La această întâlnire va trebui să vorbiți. Ce încheiați? Ca să puteți să recreați acel 2 de cupe, da? Pentru că în momentul în care s-a plecat, s-a ales lumea, 8 de cupe, 5 de cupe, 3 de spade, da? Cei doi s-au separat și a rămas un valet de cupe și încă un valet de cupe, da? Și aici este iar, se regăsește valetul de cupe. Ei vor să-și împărtășească emoțiile și să-și ceară scuze, eventual, vor să reziste, eventual înțeleg acum, prin Marea Preoteasă, intuitiv, că lucrurile sunt mai profunde. Mai dăm o carte totuși. Ia uite, luna. Și țin de emoțional. Și ce vrea să zică luna? Da, au analizat. Și-au analizat emoțiile. 4 de spade. Și-au analizat emoțiile. O legătură profundă emoțională între voi. Și au fost între minte și nevoia de, eu știu, a fi bogat, de a face conform familiei, tradiției din care vin. Hai să vedem și emoțiile. Ce simt? Ce vor simți la această următoare întâlnire? Ce vor simți? Aici am simțit nevoia să clarific la 9 de băte. Pentru ce vrea să reziste? Să iasă din spatele acelui 10, da? Gardurilor, create zidurilor, de gânduri, da? Și de, eu știu, construcții profesionale, financiare, familiale. Deci acest personaj vrea să vorbească despre așa ceva. Sau voi va trebui să vorbiți. Dacă simțiți că într-un fel sau altul faceți parte sau reprezentați acest rege de spade, voi va trebui să vorbiți despre acest lucru. Unul dintre voi, da? Pentru că acest foc poate să creeze sau să distrugă. Ce simte? Sau ce va simți la următoarea întâlnire? 7. Iar,
7 de băte. A fost defensiv, un pic defensiv, 7 și 9. Ce simte la următoarea întâlnire? Deci dorește să-și păstreze poziția. Cum? În ce sens? Rămâne de văzut. Eventual să sperăm că nu se mai lasă influențat de exterior, de familie și de alte gânduri. Ce va simți? E un pic defensiv, poate că este și jenă. După aceasta a fost o separare clar pentru unii. Sau ceva trebuie să se încheie, chiar dacă nu-i separare, ceva trebuie să se încheie. Niște scuze ar trebui oferite. Ce să spună la acest valet de cupe? Că i-a fost frică? Luna înseamnă și frică? Și și-a analizat frica? A încercat să stea liniștit deoparte? Și ce să facă? Ce simte? Ce va simți la această următoare întâlnire? Prima întâlnire care va fi între voi. Interesant acum. Ia. Da, hai să zic că până vine cartea să zic ceva. Ce simte? Nu prea vreau să zic că ce simte, pentru că este într-o stare de confuzie cu această lună, dar cred că unii vor dori să exprime faptul că v-au visat. Regina, valetul de cupe, interesant, prințesa de cupe, valetul de cupe. Iar. Deci de două ori se confirmă nevoia de a exprima. Nu de cupe, pardon. Dar probabil că ceva, tot trebuie să se confirme. E valetul de bâte. Prințesa de bâte. Vrea să-și exprime ce și pasiunea. Hai să mai vedem. Atracția. Care a rămas focul acesta, da? Focul. Prințesa de foc. Da? S-a gândit tot timpul la... Ia uite, 10 de... 10 de bâte. S-a gândit tot timpul la voi în această perioadă, chiar dacă a fost separare, chiar dacă are probleme, se gândește în continuare. Se gândește, vari în gând. Această atracție, iar consumă, scoate foc. Chiar dacă se păstrează rece, știți? Cool, dar pe dinăuntru fierbe. Of, 10 de bâte. Atracția asta e... un fel sau altul deranjantă pentru un personaj logic, nu? Care își programează eventual. Ia. Magnetism, măi! Da, am zis, e un magnetism teribil între voi. Dar cum am zis și pe Facebook când am pus cartea aceasta, nu se știe exact dacă cei doi se atrag sau se resping. Cred că sunteți între. Dacă sunteți flăcări gemene, e totuși un yin și yang, da? Încă n-ați ajuns atât de aproape încât să creați unitatea. Aceea indestructibilă, aici este. Și e un spațiu între voi. Spațiul acesta care este umplut de gânduri, de trădări, de influențele, programele negative mentale ale altora, ale voastre, așa, de familie, de tradiție, de cultură, de nevoia de a face bani, acesta umple spațiul, da? Și aici este. Magnetism. În continuare vor simți acest magnetism pe care l-au simțit probabil mai mult când a apărut turnul. Ia uite. Și vor să ia de la zero. L-au simțit de la prima întâlnire. Și nebunul. Nebunul. Iar și acesta are o poveste frumoasă. Sper să o pun într-o carte când o să scot cărțile. Nebunul iese tot așa dintr-o lume emoțională. Își dorește să se exprime. Ia uite. Să exprime emoțiile astea pe care nu le-a trăit niciodată. Și să le exprime cu pasiune și cu credință. Iar roșu și albastru, flăcări gemene pentru unii, nu pentru toată lumea. Acum. Mai. Acum am zis, folosesc cărțile și știu cărțile, lucrările mele și știu ce am gândit când le-am făcut și mi-e mai ușor să le povestesc. Când o să le folosiți, voi rămâne de văzut cum le povestiți. Ideea este că acest personaj și-a dorit o persoană, o pasiune ca voi. Și-a dorit-o. Și-a manifestat-o, a exprimat această dorință, această pană. A avut-o în mână la un moment dat, da? Această dorință plină de foc. Și voi ați venit, dar noi atunci aveau de lucru pentru familie, să-și facă casă, probabil încercau să-și facă casă, poate aveau deja o relație. Și măi, cum vin iubirile astea, dragii mei ascultători, prietenii mei, da? Prietenii mei, eu cu prietenii vorbesc în mod special. Vedeți cum, știți și voi, cum apar aceste iubiri. Când nu te aștepți, când zici că nu mai vrei, atunci vine.
Asta e. Și știți că e și legea atracției, apropo de magnetism. Dacă știți să lucrați cu energiile, știți să atrageți. Se dorește iar această valetă de cupe, exprimarea analizei pe care au făcut-o a fricilor, a emoțiilor, a confuziilor în care au trăit și e foarte bine pentru mine această carte, care pentru mine e remitul sau un soi de temperanță, acest personaj încearcă în felul său, unul mai mult, altul mai puțin, unul chiar reușește să-și dezvolte intuiția. Are potențial. Rămâne de văzut că de-aia v-ați și întâlnit ca să vă completați și să începeți ceva nou. Și aici este. Trebuie să renunțe și la niște responsabilități. La cap, ia, mai, vedeți cum se confirmă? Iar se oprește la lună, da? La capătul setului de cărți a apărut o lună. O lună. Care pentru mine în acest moment îmi spune că se activează chakra inimii. Da? Noaptea, în special, este activată această chakra. Noaptea se face lumină în sufletul lor. Atunci visează, atunci simt mai mult. Atunci apare și ploaia aceasta de binecuvântări, de informații. Dacă e în timpul zilei în gânduri și în responsabilități și în această nevoie de a face bani, ci puterea. Da. Puterea. Ia uite, se luptă două forțe în ei. O forță pozitivă și una negativă. Și ce mai este? Viziunea. Trebuie să aibă o viziune. Queen of Hearts. Poate unele dintre voi sunteți regine de apă, semne de apă. Unele sunteți foarte emoționale și reactivați chakra inimii a multor personaje, și bărbați și femei din viața voastră. Și aici este. Începe să aibă, sau a început deja să aibă o viziune. Viziunea, în general, ține și de intuiție, de marea preoteasă, într-un fel sau altul. Frumoase cărți. Adică frumos mesaj, până la urmă. Dar vedeți că trebuie să și vedem ce simte, pentru că de multe ori rațiunea prezintă povestea într-un fel, dar emoțiile pe care le accesă mai mult prin cărți, prin altfel de semnale subtile, descoperă o altă lume, o altă dimensiune a noastră și a celor dragi, evident. Ce se va mai întâmpla la următoarea întâlnire? Cel puțin din punct de vedere emoțional, simt în continuare magnetismul, simt în continuare și atracția. Nu e vorba de magnetism, de atracție fizică. Și își doresc să experimenteze de la zero această poveste, pentru că a devenit eventual din cauza unor... V-am tot povestit, dar... din cauza căror motive, povestea dintre voi v-a separat și a adus lacrimi. Da? Vă mai arăt încă o dată? Da? V-a separat. Cele două suflete s-au separat la un moment dat. Da? Doi de spade. Lumea, da? În fiecare de capitol sau distanță, variază ce poate să însemne lumea. Cineva a zis că am înțeles eu că trebuie să aleg familia sau lumea sau societatea și a ales greșit. Și ar mai trebui să știm despre următoarea întâlnire pentru numărul 2. Interesant, în aceste de cărți, vedeți că am pus aici exact asul de spade. Și când am pus lucrarea pe Facebook, am făcut un comentariu. Ca să ne înțelegem, trebuie să ne înțelegem energia. Și să fim în echilibru, este chakra Manipura. Trebuie să fim, energia noastră, trebuie să fim într-un anumit echilibru, da? Ca să putem să manifestăm celelalte. Asul de spade, interesant. Interesant că apare asul de spade la lună. Deci se face lumină prin această deschidere a chakrei inimii. Se face lumină în această noapte emoțională sau confuzie emoțională. Se înțelege, da? Patru de spade înțelege emoțiile și aici la fel asul de spade înțelege. Înțelege că trebuie să se ridice, să nu blocheze energia la mental aici. Sau din punct de vedere mental la acea chakra, la chakra ego-ului, da? Ce mai trebuie să mai aflați despre următoarea întâlnire? Ce îmi place tot... The Void 4.
Da, simt că, iar, e lumina aceasta pe care am văzut-o și la lună. Este zero ăsta de început, nebunul, da, e un zero aici. Un zero de la lume. Lumea pe care am văzut-o e tot așa un zero aici. Și care v-a dus pe unul dintre voi într-un turbion de întuneric și de griji, de probleme, da? Și aici este zero, nebunul. Le puteți să o luați să vă reîmpăcați eventual, dacă vreți. Nu e obligatoriu. Există un potențial, cineva vrea. Nouă de bâte e super încăpățânat, da? Vrea să simte că trebuie să rămână în preajma voastră. Simte că trebuie să rămână în preajma voastră. Cred că pentru unii, într-un fel sau altul, le dați echilibru mental. Când sunteți împreună, ia uite, Legacy of Light. Interesant cum vine mesajul, Legacy of Light și Falling. Clar că sunt îndrăgostiți. Legacy of Light 5 cu 3, 8. E o transformare în viața voastră. Dar avem aici, interesant, o altă moștenire. Și aici este. Ce moștenire? Ei au fost concentrați pe moștenirea fizică, pe moștenirea părinților, culturală, tradițională. Și aici ar trebui discutat ce putem noi crea împreună, noi doi. Cum ne putem echilibra viața? Sunt multe de discutat. Mulțumesc pentru inspirație. Da, Legacy of Light. Voi puteți să creați lucruri minunate împreună, pe care nu le puteți crea cu alții. Dacă vă dați șansa sau a doua șansă, dacă ardeți karma și vă eliberați de griji și unul și celălalt și rezistați. Pentru că asta e un cuplu, este și testat de viață, de Dumnezeu, da? Merită sau nu merită? Legacy of Light. Și vidul, trebuie să ieșiți din vid. Amândoi sunteți. Unul mai definit, altul mai puțin definit. Cel care este mai evoluat spiritual, marea preoteasă, marele preot pe care l-am văzut aici, ia uite. Steaua. Marele preot și regele de cupe. Da? Uitați, o vedeți, da? Îl inspiră pe celălalt. Îl ajută să se recreeze. Și atunci focul care consumă devine un foc creator. Consumă, da, consumă, pentru că apare 8, arde. Dar arde, topește și remodelează. Let the feminine lead the way. Femeia, sau energia feminină. Feminin este marea preoteasă, cea care conduce, da? Această relație. Intuiția și spiritualitatea, nu doar intuiția, da? O viață bazată pe altfel de principii, nu materiale, nu mentale, nu, da? Frumoasă, frumoasă chestiunea și la voi. Acum, strâng cărțile. Stofița mea cea nouă. Vedeți ce scrie? Waiting for love. Probabil că amândoi ați aștepta pentru această dragoste și ar fi păcat. Ar fi păcat să lăsați alte influențe să vă afecteze această poveste. Ia, stai tu frumos acolo. Ok. Așteptarea v-a șubrezit un pic. Să zic, povestea. Povestea. Hai să vedem. Mă pregătesc și vă doresc acum dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Pa, pa! Numărul 3. Cei care ați ales apa. Cei care ați ales apa. Că sunteți sau nu sunteți ea, semne de apă, poate să fie adevărat. Voi sau ei. Poate aveți, vă place culoarea albastru, da? Albastru, turcoaz. În primul rând trebuie să comunicați. În această carte văd mai multe nuanțe de albastru. Comunicarea este chakra a cincea a comunicării, a șasea a viziunii. Și în momentul în care comunicați ceea ce vedeți, ce frumos se activează și a șaptea chakra, este reactivată printr-o ploaie de binecuvântări, de informații, informații subtile despre această poveste, despre emoțiile pe care le simțiți. Multe emoții. Poate o să plouă în ziua în care vă veți întâlni, interesant, dar nicio problemă. Poate vă întâlniți la malul mării. Poate pur și simplu veți simți în sufletul vostru cum se ciocnesc valurile de țărmul mării. Mării, țărmul fiind inima voastră fără dragoste, înțelegeți? Pământul acesta pe care stăm și dacă nu avem iubire și emoții, ce frumos apare cavalerul de cupe. Dacă nu avem iubire, se crapă, se devine casant.
Cavalerul de cupe, numărul 3. Ce se va întâmpla la următoarea întâlnire? Unii dintre voi s-ar putea să plângeți de emoții. Vor fi multe emoții. Ia uite, nebunul, cavalerul de cupe, nebunul. Ce frumos. Nebunul care i-a trebuit destul de mult să hotărească să se arunce, da? A fost foarte precaut, destul de mult. A trebuit să hotărească că își dorește să se arunce în valurile mării. 9 de cupe, măi, dar cum? Ce cărți, cavaler de cupe, 9 de cupe, 9 și cu 9, 10 ani, multe emoții, probabil veți plânge. Veți simți această ploaie de binecuvântări. Sau pur și simplu veți simți că această dragoste e o binecuvântare, un miracol în viața voastră. Un tumult emoțional va fi în sufletul lor și poate și în sufletul vostru. Hop, hop, justiția, turnul. Am zis de tumult, a apărut turnul. Măi, măi, justiția și turnul. Wow. Echilibrul cuiva va fi zdruncinat de aceste emoții, clar. Dar va fi și momentul acesta de trezire, gata, vreau să, nu știu acum pentru că o să fie real acest mesaj, pentru că va fi doar pentru câțiva, dar nu știu pentru câți. Personajul cu care vă veți întâlni, momentul în care vă veți întâlni, va lua decizia bruscă să se căsătorească cu voi, pentru că va simți, n-are cum să nu simtă, 9 de cupe, 10 de cupe, am zis, apă, emoții, binecuvântări, tumultul acesta emoțional în sufletul lor. Vor dori să se arunce în brațele voastre, să vă îmbrățișați, să plânge, să vă alintați pe celălalt, să fiți romantici. Lacrimi multe. Și aici este justiția divină. Această întâlnire, de fapt, manifestă un soi de dreptate în viața voastră. Se vor echilibra lucrurile într-un fel sau altul. Deși turnul vreau să-l clarific. Ia uite puterea. După ce până acum au fost amânări. Au fost confuzii, ați visat unul la celălalt, iau de la această dragoste, ați visat, la această pasiune mai mult ați visat, aveți și unul și celălalt opțiuni, dar ați visat pentru că lucrurile au stat pe loc din cauza unor probleme, din cauza egoului cuiva, din cauza altor relații, dar probabil pentru unii această întâlnire va fi într-un mod neașteptat. Da? Într-un mod neașteptat, văd ploaie și trăsnete, poate intrați într-un magazin și vă întâlniți cu persoana respectivă undeva, într-un restaurant, vă feriți de ploaie și vă întâlniți și ia uite, wow, moment zero. Vă reîntâlniți după nu știu cât timp, da? De-aia apare zero. După o perioadă în care credeți că nu vă veți mai întâlni niciodată. Și tu ești aici în oraș? N-am știut. Când ai venit? La. Da. Și atâtea emoții încât. Da. Hai să și clarificăm. Clarificăm turnul. 3 de cupe. Ai întâlnirea cu prietenii. Trăsnet. O întâlnire trăsnet cu prietenii. Poate prin prieteni, dar întâlnirea dintre voi doi este o întâlnire trăsnet. Regele de spade iar apare. Eventual. Aici este Evrica, iar pentru cineva care are planete în balanță și stă și planete sau planete în casa 7 a balanței. Stă și echilibrează și se gândește ce să aleg, ce să exprim, ce decizie să iau. Tot a încercat să fie rațional și rațiunea este dărâmată de acest moment, în care simțiți fericirea, măi, deci 10 de cupe și 3 de cupe, simțiți fericirea. Chiar dacă poate acest personaj să arate mai rece, mai, dacă o fi doctor, dacă o fi în armată, dacă o fi în justiție, dacă o fi avocat, obișnuit să fie și neapărat, da? Poate să fie un personaj rațional. Unul dintre voi e foarte rațional și altul este foarte emoțional. Sau, e rațional în public, nu zic că nu are emoții, da? Uitați cum 3 de cupe stau în spatele acestui personaj. Simte multă fericire, dar arată adunat. Mai, cum se zice în engleză? Collected. Da. Mai dăm despre regele de spade? Ia uite, judecat aici, judecă. Acest personaj judecă. Acest trăsnet. Acest moment. Mai dăm o carte. Luna. Își analizează emoțiile. Seamănă un pic, da, e total diferit decât numărul 2. Probabil că va fi un mister, va fi într-un mod mai secretos această întâlnire, mai misterioasă, mai
Poate, poate. Dar, în mod special, noaptea, sau dacă mai spre toamnă, oricum se întunecă mai devreme, sau seară, cu ploaie, cu tunete, cu lună, la lună plină, sau la lună nouă, posibil, unii dintre voi vă veți întâlni. Interesante cărți. Justiția asta colorează cu multă pasiune întreaga. Să zic pictură. Întreaga pictură. Îi adaugă ceva, un plus de energie. Probabil că un personaj totuși plin de energie, dar care, din motive raționale, încearcă să-și controleze emoțiile. Însă, lângă voi, n-are cum. N-are nicio șansă. Nicio șansă. Nicio șansă. Acum că acest cavaler de cupe sunteți voi și apăreți brusc în viața lor, sau apar ei brusc în viața voastră, e acest moment de trăsne, de zero, de gata, am hotărât. Și nici nu trebuie să-i exprime, pentru că de obicei regele de spade vorbește foarte puțin, poate doar dă foarte subtil de înțeles. Am hotărât că tu vei fi soția mea sau soțul meu la un moment dat, nu neapărat acum, că na, poate este închisă primăria, dar hotărâm mai un moment. Hotărâm noi un moment. Mi-ar plăcea, sună foarte frumos. Da, și chiar dacă nu se lasă cu căsnicie, căsătorie, că nu e obligatoriu să fiți fericiți și să trebuiască să semnați contracte, nu? Parcă ar fi păcat să stricați povestea cu contractele. Ideea este că se echilibrează, vi se echilibrează viața. Vă echilibrați unul pe celălalt. Ce simte sau ce va simți în momentul în care vă veți întâlni? Hai să vedem. Ce simte, ce se va. Le las pe toate? Vai, de ce nu? Scam multe? Ia să vedem. Wow, cum să. Dai, le las. Hai că nu-s chiar așa de multe, nu-s chiar așa. Deci, îndrăgostiți. Ce vor simți? Îndrăgostiți? Împărăteasa, temperanța, marea preoteasă și doi ași. Asul de monede și asul de bute, da? Doi ași. Uai, ce frumos. Am zis că vor să sar. Nu, sunt. Puf. Și faptul că apare marea preoteasă înainte de cei doi ași, cred că nu vor spune. Am zis eu, nu vor spune ce hotărăsc. Dar hotărăsc că această pasiune trebuie materializată, trebuie legalizată într-o formă sau alta. Încearcă să fie în echilibru cu temperanța, pentru că simt multă dragoste. V-ar săruta, poate chiar o să vă și sărutați. Cred că, în mod special, îi place să vă sărute pe gât, da, să vă miroasă parfumul, iar. Dar, deși se aprind, da, deși îi copleșiți emoțional, vor încerca să se echilibreze. Nu, nu e așa că. E o chestie cu gâtul, e o chestie cu gâtul, cu parfumul pe care îl puneți, îl dați voi așa pe gât. Cu cerceii voștri, nu știu, ceva. Și pentru că am zis gât, am zis că e nevoie și de exprimare, e vișu de chakra a cincea, va trebui să exprimați. Este singura carte, justiția, care arată nevoia de. A, și cavale, și regele de spade, da. Va trebui să discutați despre toate aceste emoții. A, găsiți voi o exprimare, probabil mai poetică, mai romantică, cu cavalerul de cupe, că și acesta exprimă, da, nevoia de a exprima, trei, iar exprimă. După ce, eventual, v-ați temperat, pentru că. Da? Pentru că a fost o luptă interioară, a fost o luptă cu ego-ul a unuia și a celuilalt. A fost nevoie de transformare în acest cuplu. Dar ce simt? Da, este galbenul acesta al ego-ului care trebuie transformat în ce? În purpuriu, în conexiune la spiritualitate. Iar este lumină și aici în capul acestei mare preotese. E trăsnetul, este iluminare, este înțelegerea. Vreau să începem o relație de lungă durată, adică nu mă mulțumesc doar cu această pasiune,
Nu mă mulțumesc doar să creez în aceste emoții. Pot să creez că astfel de bâte creează, mai ales în emoții. Dacă sunteți și artiști, unul dintre voi sau poate amândoi, dacă sunteți artiști, puteți să creați într-adevăr. Și poate să fie și un proiect în care să materializați toate aceste zâne. Nu știu, lucrați amândoi la un roman, la un cântec, unul face versul, altul cânte. Sau unul dansează, altul cântă. Sau eu știu ce face, unul pictează, eu știu ce, albumul și altul îl manifestă, îl cântă, eu ce eu face, da? Am zis că sunt multe în care puteți colabora. Poate să fie vorba 3 de cupe și de o colaborare, dar în secret, luna, deocamdată, va fi o chestie, mai hai să o facem, nu spunem. Secret apare și la lună și la Marea Preoteasă, da? În secret. Și colaborând, chiar dacă nu-i 3 de monede, 3 de cupe, o chestie, 3 de cupe înseamnă colaborare creativă pentru mine. Artistică, mai bine zis, nu neapărat creativă, artistică. Creativ poți să fii și când îți repar motorul, da? Artistică, mai degrabă. Și dacă nu e colaborare, dacă nu e nimic legat de artă, este dorința de a materializa astfel de monede, de a fi mai des împreună, nu doar odată sau din când în când. Da? E 0, 0, as, as, 1, 1, nu? As, cum poate fi interpretat asul dacă nu tot așa un moment de ce de zero? Da. O nouă lume se deschide în fața voastră în momentul în care vă întâlniți. Vai, ce frumos! Ia uite. Momentul, am zis, erupție de lumină. Ia uite cum seamănă, în aceeași cromatică, vedeți? Aceleași culori, vedeți? Ca și la mine. Erupție de lumină, aceleași culori, turcoaz, albastru, bleu. Ce frumos! Self-initiation. Da, cineva este inițiat. Deci, de roșu și albastru. Deci, pasiunea cuiva, focul creator al cuiva este redirecționat înspre o zonă mai luminoasă. Probabil că era obișnuit să acționeze în alte direcții. Zis că a apărut împărăteasa. Sweet soul, să nu uit. A apărut îndrăgostiții și împărăteasa. Ai zis că s-ar putea să vă sărutați, să plângeți de dor, de bucurie că sunteți împreună și că v-a readus Universul iar? Iar sau prima oară? Nu, eu cred că este iar, pentru că voi întrebați, poate nu v-ați întâlnit niciodată, va fi prima voastră întâlnire. Și împărăteasa ce reprezintă? Mama, reprezintă cea mai frumoasă femeie din întreagul tarot, nu? Cea mai frumoasă, cea mai blândă, cea mai iubitoare. Va crește această dragoste într-un mod neașteptat, trăsnet. Trei de cupe înseamnă bucuria, va crește trăsnet, dragostea va crește într-un mod foarte rapid. Și va trebui să vă țineți. Ah, ce versuri, cum era? Să vă țineți de mână unul pe celălalt, pentru că vă zdrunci în această erupție de lumină. Vă zdrunci în această întâlnire. Într-o spirală de foc, de pasiune și de. Iar aveți numărul 3 și numărul 11. Am vrut să zic asul cu asul înseamnă 11, dar am zis că totuși să mă abțin. 11. Flăcări gemene pentru unii. Numere maestre pentru alții. Poate unul dintre voi aveți numărul 11, da? În vibrația voastră. Și. Oh, sweet soul rising. Trezirea sufletului. O trezire dulce, nu e o trezire, e trăsne, dar e dulce, nu e dureroasă, e ceva blând, ceva frumos. Ia uite, poezie, floricele, lună nouă, lună, eu știu de care o mai fi. Oh, ce frumos! Îmi place! Ah, am uitat la celălalt să fac. Interesant, acum mi-am adus aminte, așa a fost să fie. Așa a fost să fie, dar celălalt am uitat, numărul 2. Poate că aveți mai multe, au avut mai multe de discutat. Hai să vedem. Vibrația intimă dintre voi, în momentul întâlnirii. Hai să vedem. Zero. Ia uite, iar. Zero și zero, nebunul, da? Încă o carte și asul. Asul de bâte, asul de
Monede și asul de cupe. Da. Și 10 de cupe, 9 și 1, 10. Măi, dar și împărăteasa pe care am văzut-o mai devreme. Unele doamne sunteți singure și s-ar putea dacă acest bărbat să vrea să fie căsătorit, să se căsătorească cu voi. Uite, 4 de spade. Este o reținere. Poate o timiditate, ce să fie timiditatea, da, împăratul e reținut, 4 și 4 aici este împăratul. Dacă regele de spade are tendința să fie mai rațional, să se adune, să nu-și exprime, poate că celelalte relații, da, nu mai exprima ce își dorește sau ce simte. Mai dăm o carte, că nu prea are logică. Dar împăratul vrea să se... Împăratul și împărăteasa, ce frumos, cuplu divin, da? Împăratul și împărăteasa, vedeți? Împăratul și împărăteasa. Cine o fi acest împărat? Da. I s-au aprins călcâiele. S-au aprins călcâiele. Cred că a avut impresia că nu-l agreați. Patru de spade, așa simt că e o energie a trecutului. Poate când v-ați întâlnit prima oară și acum vă reîntâlniți, a avut impresia că nu-l agreați. Sau... Da. Să fie o nesiguranță a sa. Clarificăm-te și 10 de... Ar vrea să vă ia pe sus, da, doamnelor, dar trebuie să stați la masă, dacă aveți o întâlnire romantică cu cavalerul de cupe și doi de bâte, da? Clarificăm acest 4 de... Ah, îndrăgostiți, iar a doua oară îndrăgostiți, da? Trebuie să se gândească. Cum își exprimă sexualitatea? Cum își o va exprima în această nouă poveste? Cum a făcut-o cu alte ocazii? Sau altfel, pentru că voi instigați la altceva, aduceți prea multe emoții ca să nu se... Îi aveți inițierea, da? Îi inițiați, sau nu voi musai, cât energia dintre voi îi inițiază. Împăratul poate să fie și o femeie foarte reținută, foarte strictă, educată într-un anume fel, acasă, că ține de casă, e patru. Mai dăm o carte îndrăgostiții. Ah, ce frumos! Apare împărăteasa. E a doua oară, a treia oară când o vedem, da? Și apare și în plan sexual. Împăratul și împărăteasa. Nu doar emoțional, dar și sexual. Aici trebuie să aleagă. Cum se mai va manifesta acest nou? Această nouă etapă în relația voastră. Această pasiune. Pentru că voi, doamnelor sau domnilor, puteți să fiți aici. Cine e aici? Împărăteasă, frumoasă, sexy, atrăgătoare, iubitoare, generoasă. Îi provocați pe acești bărbați, poate să fie și femeie, repet, să iasă eventual din casă în casă. Au fost învățați, mă, vezi că nu-i bine să faci așa, nu-i bine să faci sex într-un anume fel, pentru că nu e. Nu e. Bine, da? Patru de spade. E o programare acasă. Niște restricții. Sunt reținuți. Și aici este. Aleg. Cum vor să se manifeste? Ca niște femei, poate că au fost umilite, dacă au fost femei, poate au fost umilite în alte relații. Și în relația cu voi vor fi onorate, respectate, iubite, adorate, cum vreți să-i mai ziceți, da? Evident că poate să fie și pentru bărbat noi. Acum vorbesc, citesc cărțile. Și aici trebuie să aleagă. Zero. Ce aleg? Ce vreau să manifest? Că dacă mă manifest cum am făcut în alte relații sau cum m-au obișnuit alți bărbați sau alte femei, da? Nu o să fac nimic. Nu? Am totuși o pasiune în față, o nouă pasiune. Valetul de bâte. Îndrăgostiți, împărăteasa, da? Personajul, justiția, da? Personajul cu care fac eu un cuplu perfect. Ar fi păcat. Da? Să nu manifeste această pasiune și să manifeste restricțiile pe care le-au moștenit acasă sau fost educați într-un anume fel.
Dacă sunt căsătoriți, probabil că cei din cupluri care sunt sau cu care au fost, n-au avut o atmosferă sexuală plăcută, armonioasă, tandră. Da, cam atât. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Am zis, împăratul poate să fie și o femeie. Nu uitați. Chiar dacă este energie masculină, o femeie care ține casa, care duce responsabilități în cărcă și atunci manifestă varianta sa masculină, nu varianta sa feminină. Dar să nu uităm că a fost și Marea Preoteasă, da? Și ia să ne uităm. Da, Marea Preoteasă. Ok. Să pun cărțile la loc. Ce ar mai fi să mai simt? S-ar putea să primiți flori, unele doamne. Da? Să fiți înconjurate de flori. Acest domn să fie foarte romantic. Și da, frumos. Ați putea să creșteți împreună. Puteți să creșteți, să aveți ceva fain. Dar, pentru că vor fi foarte multe emoții și nevoia de a comunica, va trebui să vă temperați. Energia sexuală cred că se va manifesta. Pentru unii s-ar putea să se manifeste la o altă întâlnire. Eu am vrut doar așa să vedem energia. Acum, dacă sunteți la prima întâlnire, nu puteți să săriți în pat chiar așa, zic eu. Acum, pun cartea la loc. Urmează să vorbim despre numărul 3, cei care ați ales pământul. Ia să punem așa. Așa, vedeți? A, vedeți ce scrie aici? Love. Vorbim despre dragoste. Waiting for love. Dragostea vă așteaptă. Ați așteptat această dragoste, eventual și această întâlnire. Deci, ați ales pământul. Poate că aveți planete în semne de pământ. Dar, poate nu. Poate aveți nevoie de stabilitate. Poate cunoașteți pe cineva cu ochii albaștri sau voi aveți ochii albaștri și știți că sunteți mai pământeni. Dar, acest pământ, dragii mei, ca să reziste, are nevoie de apă. Sunt niște gânduri foarte emoționale pe care le veți simți la această întâlnire și care vă vor vedem. Eu zic că vă vor ajuta să vă construiți, să vă reconstruiți. Pentru unii, iar vedem, dar e posibil, așa doar dintr-o carte, să fie o întâlnire noaptea, noaptea. Însă, această întâlnire are potențial de creștere, de abundență. Ups, lumea. Lumea, 2 de băte, ce se va întâmpla? Regele de cupe, am văzut multe emoții, da? Ce se va întâmpla la următoarea întâlnire? Poate că un semn de pământ, că am văzut regele de cupe, se gândește la cineva cu planete în semne de apă. Iar o chestie la distanță. Lumea, 2 de băte, 3 de băte. Împăratul, apropo de pământ și iar distanță 6 de spade, e o pasiune care a fost provocată datorită unei distanțe, a unor drumuri. Niște drumuri trebuie făcute. Ia să vedem. Probabil că unii dintre voi v-ați întâlnit pe internet și v-ați așteptat. Ah, am zis waiting. Da, am zis la voi, da? Uite aici, așteptare. Ați așteptat, ați plănuit. Ați vorbit pe internet eventual. Până să vă întâlniți. V-ați făcut griji unii dintre voi. Ce se va întâmpla la următoarea noastră întâlnire? Ia să vedem. Asta? Măi, deci cartea asta a apărut la toate numerele, cred. Sau cel puțin la 3. 3, 4. Mai dăm o carte. Și îndrăgostiți, iau-te. Deci trebuie să se aleagă, să se aleagă între manifestare și așteptare. Și am văzut semn de pământ, regina de monede pentru unii dintre voi, care a așteptat. Spânzuratul, 3 de băte, a așteptat. Întâlnirea, începutul, momentul de alegere, momentul de îmbrățișare. Ia să mai vedem. Clarificăm 9 de băte. Eremitul.
Și asta a apărut. Mai dăm cu o carte. Regina de cupe, ce frumos am zis. Pământul cere apă, regina de cupe, dar gândul acesta plin de emoție vor ieși la suprafață, într-o formă sau alta, poate sub forma unor lacrimi. Mai dăm o carte. Cineva mă arată dragostea. Cavalerul de spade. Lumea. Și îndrăgostiți, am zis. E un moment special. Este un moment special în care vă veți întâlni. Ce îmi spune acum lumea? Că între voi, posibil, capitolul s-a încheiat de mult și acum începeți un nou capitol. Ce-o fi fost, nu stau să clarific ce a fost în trecut. Repet, poate să fie un drum pe care trebuie să-l faceți peste hotare, apoi, și chiar dacă nu e peste hotare, un drum, niște drumuri, trei de bâte lumea. Comunicare pe internet, stați și faceți planuri cum să vă întâlniți, cum să manifestați această întâlnire și cum să creșteți. Trei duce către nouă. Nouă înseamnă creștere, înseamnă și rezistență. Cum să rămâneți împreună, să nu vă lăsați afectați această distanță, de această așteptare. Și vreți să rezistați pentru că ați analizat. În această așteptare ați analizat, v-ați analizat emoțiile, da? Chiar dacă unul dintre voi, în mod special personajul la care vă gândiți, a încercat să fugă de emoții, a încercat să fugă. Pentru că, da, aici va trebui să mărturisească acest personaj care vrea, personajul pe care l-ați ales, 9 de monede, vrea să exprime blocajele peste care vor trebui să treacă sau ar trebui să treceți. Blocajele fiind, în primul rând, datorită lor, a felului lor de a-și sabota emoțiile. Poate au fost și niște influențe negative din partea unor personaje din viața lor sau al voastră. 7 de spade este mincinosul, fugăciosul, da? Cel care fuge de emoții sau cel care bagă strâmbe, da? În această dragoste. Probabil că cineva și-a băgat nasul sau cineva a fugit de această iubire și acum se vrea mărturisită. Se vrea cavalerul de spade, se vrea mărturisită, exprimată. Mie îmi place mai nou, de când mă uit la un anumit tip de filme, înțeleg cavalerul de spade altfel și mi se pare foarte fain. Cavalerul de spade vrea să mărturisească aceste lucruri, vrea să vină repede după ce s-a așteptat, după ce s-a plănuit, după ce s-a încheiat un capitol și se începe altul în care manifestați cu temei, na, cu temei, așa se zice, da? Cu încredere, cu cinste, cu corectitudine, pentru că la un moment dat n-a fost corectitudine, de-aia a apărut și asul de spade. N-a fost corectitudine din punct de vedere emoțional. Cine e aici, 9 de bâte, ce zodie fiind, nu mă interesează, voi știți, perechea voastră, cei de care sunteți îndrăgostiți, și ei sunt îndrăgostiți de voi, și ei se simt atrași. Acest personaj a stat și a analizat că vrea să spere, e o stea, vrea să spere. Speră că mai există dragoste, speră că mai există dragoste. Sunt dispus să spună adevărul despre felul în care s-au mințit, v-au mințit, da? Cavalerul de spade spune adevărul, asul de spade spune adevărul că ce? Că simt regina de cupe, că simt atracție, simt dragoste, simt atracție. Hai să ne ce simte. Ce simte acest personaj sau ce va simți această următoare întâlnire. Poate vă întâlniți la malul unei ape, malul unui lac, ape, tot aia, malul unui râu, al unui lac, restaurant cu lac, malul mării pentru unii. În momentul în care vă veți întâlni. Ia să vedem. Wheel of Fortune, roata norocului, da? Lucrurile se schimbă. Roata înseamnă mișcare. Pentru mine avem și aici un zero. Tot o roată poate fi. Lucrurile se schimbă. Încep să se miște, roata norocului. Încep să se miște. S-a produs o transformare în viața uneia dintre voi. Și s-a căpătat iluminarea cu aceste remi și cu această lumină. S-a înțeles
ceva legat de relația voastră, ce simte? Simte în primul rând o schimbare de energie în preajma voastră? Wow, împăratul! Împăratul! O să vedem în ce context. 10 de cupe, împăratul, dacă până acum s-a controlat acest personaj, a fugit, că împăratul mai și fuge, da? De emoție, regina de cupe, da? Vrea să devină stabil, pentru că simte multe emoții, 10 de cupe. Ce simte? Simte nevoia de a vă proteja? Posibil, hai să mai vedem. Iată norocul împăratului, hai să mai vedem ce simte. Numărul 4. Ce simte numărul 4? Ce simte pentru voi? Sau ce va simți? Ce va simți numărul 4? Interesant, vai, imediat vă arăt. Ce-mi place când se leagă poveștile, se leagă cărțile. Personajul cu care vă întâlniți, bărbat, femeie, nu contează, are un fel de a fi mult mai... Nu aș vrea să vă supărați când folosesc cuvântul necioplit, în sensul că este mai brut și în exprimare și în ceva. Poate să fie și femeie, da? Nu neapărat bărbat. Haideți să vă arăt până amestec cărțile, da? Cum ați ales pământul și aici apare împăratul. Amândouă cărțile exprimă, da? Sunt exprimate prin... forme geometrice, adică sunt planuri, nu este modelat, îi lipsește apa, de-aia zic. Prezența voastră, regina de cupe, cred că sunteți voi în viața lor, da, care a reușit așa picătură cu picătură să pătrundă în lumea sa mentală, în lumea sa fizică și să modeleze un pic această piatră. Acest personaj a fost de piatră din punct de vedere emoțional, de-aia zic că a fugit de emoții. Și acum ce e frumos că începe, aici este lumina, începe să se încălzească, începe să se coloreze. Ia ce simte. Această schimbare de 4 de cupe. E o ocazie pe care trebuie să o accepte. Dacă nu o acceptă, va regreta. 4 de cupe. Probabil că a fugit la un moment dat. Și a fost dor în momentul în care i-a fugit. Când a fugit de emoții acest personaj, când a fugit de dragoste, i s-a făcut dor. Și atunci a înțeles, eremitul. Băi, dar de ce mi-e dor? Nu vreau să se încheie capitolul. Hai să începem altul, da? Și apare lumea. Regele de monede. Am pus jokerul pentru că lipsește. Încă nu l-am făcut. Deci regele de monede. Iar regele de monede. Pământul și împăratul. Acest personaj foarte strict, dar... calitățile sale sunt că poate să fie stabil în momentul în care hotărăște, doi de pute, în momentul în care hotărăște că vrea să spere și să reziste, să creeze ceva. Am nicio carte care să exprime creație, dar, mai dăm o carte totuși, dar exact reacția care se va manifesta într-o formă sau alta, iar nevoia de a decide. Doi și îndrăgostiții, doi de pute și îndrăgostiții. Au multe. Mai dăm o carte. Regele de monede. Poate să fie foarte protector în momentul în care alege să stea lângă cineva. Ia uite, extraordinar! Deci nu se poate! Marele preot, clar aveți planete în taur. Marele preot, regele de monede, împăratul și pământul. Aici este. Clarificăm 4 de cupe totuși. Clarificăm 4 de cupe. Magnetism clar există între voi, dar nu asta vreau să văd prea multe cărți. Mai dăm o carte pentru 4 de cupe. 4 de cupe. Asul de monede. Ce frumos, interesant. Chiar mă bucur că a venit cartea asta și nu alta. Ia uite, luna. Visul. La capătul setului de cărți, visul. 10 de spade.
10 de spade. Aici asta. A fost o trădare, au fost niște probleme, au fost și în viața voastră împreună și separat niște probleme, 10 de spade, care trebuie lăsate. Și apare în momentul ăsta un vis, probabil, un vis, o idee, o emoție, o emoție. Începe să se nască, să crape acest pământ, da? Și să-și dorească asul de monede, da? Să-și dorească o nouă relație și să faceți planuri. Probabil că la această avem, da, avem spade, dar trebuie să cuvântați, că și gemenii vorbesc, trebuie să vorbiți sincer, 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 ce putem face ca să nu stăm pe loc, da? Regina de monede, ia uitați, regina de monede și regele de monede aici. Cuplul, cuplu stabil. Ar trebui să alegeți, să alegeți adevărul și dacă au fost minciuni, cine a mincit sau cine nu a arătat, că să nu arăți emoțiile, tot o formă de minciună este, da? De decepție. În primul rând se decepționează pe ei și pe, și eu știu, cine m-a implicat, nu? Trebuie transformată, că 7 și cu 1 înseamnă 8, transformare. Trebuie transformată această situație în care s-a fugit, s-a mințit, s-au purtat măști, să nu se arată dragostea, sau eu știu, dacă a fost distanță, dacă a fost relație pe internet, poate că nu s-au putut exprima emoțiile suficient, da? Dacă a fost distanță, iar nu s-au putut crea exprima emoțiile. Și acest personaj vrea să fie regele de monede și marele preot? Și patru de cupe a fost clarificat de asul de monede. Deci asta arată nu musai că este căsătorit, ci că își dorește o relație de lungă durată care să ducă înspre... E un vis. Ăsta este visul. Este un ideal. Roata norocului. Din punct de vedere emoțional, se simte stabil. Simte că poate să fie în siguranță. Bărbat, femeie, nu contează. Acum vorbim de emoții. Simte romantism, regele de monede poate să fie foarte senzual, foarte romantic. Și cu marele preot, matur, asumat, iluminat într-o formă sau alta, mai ales dacă a trecut prin noaptea obscură sau întunecată a sufletului, s-a maturizat acest personaj. Da, din punct de vedere emoțional, își găsește echilibru. Una, două, trei cărți. Și cu aceasta 4. Și cu asul de monede 5, care confirmă stabilitate din punct de vedere emoțional. Întâlnirea dintre voi, și avem și un 4 de cupe, da? Asta e. Întâlnirea dintre voi le va asigura această senzație de stabilitate, de securitate, de valoare. Ce vor mai simți? La urmă... Oh! Stați că a picat! Falling! Chiar a picat falling! Da? E o carte care pentru mine exprimă starea aceea de falling in love, de îndrăgosteală. Nu degeaba au apărut îndrăgostiții. Falling. Oh! The heart of the moment. Cum să nu fie pasiune? Se vor simți. De-aia a apărut împăratul. Mă, energie puternică. Împăratul e energie foarte puternică. Și apare și mama. Unul dintre voi, probabil că acest personaj a și visat, s-a și rugat. Mama se roagă. S-a rugat la energia feminină divină, s-a rugat la, eu știu, Fecioara Maria, s-a rugat la ceva. Să se întâmple această întâlnire cu voi. The heart of the moment. Falling. Și îndrăgostiți. Vor simți această întâlnire în străfundurile sufletului, deși... Da, mai dăm o carte. În casa a patra. Probabil că aveți planete în casa a patra. Vă oferiți senzație de stabilitate. E copilul divin. Aici este copilul divin.
Dar trebuie să renunțe la ce? La 10 de spade, la trădări, la minciuni. Iau, îndrăgostiții sunt și aici, da? Îndrăgostiții. Și apar și aici îndrăgostiții. Am zis că cineva s-a rugat și a încercat să-l atragă pe celălalt, să-l reatragă eventual în viața sa dacă v-ați separat la un moment dat. Dacă a fost o separare, s-a dorit reîmpăcarea. Așa simt pentru unii. Vă rog frumos să-mi confirmați dacă e cineva care, într-adevăr, trăiește o reîntâlnire. Că e lumea. Ia. The clock. Falling. Se vor simți. Da, uite, exact cum am fost la Eremitul. Că ies din această noapte și deja e soare, le da speranță, trei de bâte dă speranță. Speranță că pot rezista, că pot să iubească, că voi nu-i veți minți, că nu vor să se mai mintă pe ei în această poveste de dragoste. Ia uite, Coming Together, ce frumos, asta e o carte plină de pasiune. Chiar dacă celelalte exprimă alte lucruri, asta nu înseamnă că nu-i pasiune. Coming Together, numărul 66, Yin și Yang. Femeia de lumină care l-a ghidat tot timpul pe acest bărbat, femeia sau energia divină, feminină, poate să fie și Fecioara Maria, da? Am zis, cineva s-a rugat la energia feminină divină ca să veniți împreună pentru că a simțit că vă completați, Yin și Yang Lover. Vă puteți transforma viața. Așa, la voi să fac, pentru că la numărul 2 am uitat, energia sexuală dintre voi, în momentul în care vă veți întâlni. Aici este... Și ce frumos, da? Aici la această carte, The Cloak, pelerina sau... exprimă exact ce am zis mai devreme. Acest personaj și ce am văzut și cu asul de spade va dori să exprime ce n-a exprimat până acum, pentru că până acum a fugit. A fugit de el, de emoții, de ceea ce simte. Și acum vrea să spună adevărul. E aici asul de spade. Aici și aici, da? Și aici este o pelerină, eremitul. Este din noaptea întunecată a sufletului. Și își regăsește stabilitatea împreună cu voi. Avem un 4 și un 1. Manifestă 5, înseamnă schimbare. Se schimbă viața în această întâlnire 1, acest moment de 0, de 1, viața voastră 0, da? Și 1. La care oferă stabilitate 4, împăratul. 4 de cupe, iară. 5 este male preot. 4 și 5. Vedeți ce frumos se leagă mesajele. Energia. Uf, ce frumos. Ia. 7 de băte. Un pic defensivi. Un pic defensivi. Deși există multă pasiune. Ce vor simți la următoarea întâlnire? Există o reținere. Datorită experiențelor, am zis... experiențele trecutului. E un 10 de spade aici, să nu uitați. Sunt niște decepții, niște răni. În viața voastră separat sau 7 de spade, as, valetul de spade, nu 7 de bute, valetul de spade, valetul, iar nevoia de comunicare. Aici, din punct de vedere sexual, există o comunicare. Verbală sau non-verbală, evident. Ia uite, obsesia. Obsesia pentru această atracție. Da? 5, am văzut mai devreme, 4, 5 și iar apare lumea, da? S-a încheiat un capitol. Acest personaj probabil ori a avut pe altcineva, ori n-a avut încredere. Probabil că n-a avut încredere și totuși acum s-a reaprins pasiunea. A zis, a rămas pasiunea și emoțiile au rămas. Poate să fie cineva cu marcaj în Capricorn. Dăm o carte. Ce vor simți din punct de vedere sexul? Ups! Temperanță. Că vă echilibrați. Am zis, Yin și Yang Lover. Vă echilibrați. Le aduceți lumină. Le aduceți... În primul rând, dați niște pahare, da? Care se umplu, se echilibrează. Le hrăniți și mintea și aura cu emoții. Dacă e un bărbat mai strict, gen împăratul, marele preot, regele de monede, are nevoie de tandrețe, de înțelegere aceasta pe care nu mai hrana aceasta emoțională, pe numai regina de cupe o poate oferi. Din punct de vedere emoțional, sexual vor încerca să se tempereze, se vadă și prin 7 de pâte și prin temperanță, să se calmeze un pic, deși vă studiază, că nu sunteți
Când nu sunteți atente, vă urmărește, eu știu, fizicul, reacțiile, da? Există această flacără încă neexprimată. V-ar lua în brațe și v-ar îmbrățișa, evident, dar va trebui să se tempereze cu temperanța și cu 7 de monede. Pentru că este important, aici este înțelegerea la care a ajuns acest personaj, important este să-și tempereze și mintea și pasiunea, pentru că mai urgentă este echilibrarea emoțională. Da? Venirea aceasta împreună, din punct de vedere emoțional, și apoi ce o mai fi? Nu mai trăi. Ia uite soarele. Multă fericire. Multă bucurie. Și 10 de cupe. Și regele de cupe. Dar sunt aici un pic ascunse. Exact cum a fost și mai devreme, da? Sunt aici un pic ascunse. Un pic mai mult. Că e 7 de spade. Că nu simt nimica. Nu. Poate tu nu simți nimic așa, nu? Nu-ți place de mine? Da. Nu mai mult decât de altele, da? Glumesc acum. Fac și așa un mic de teatru, dar fac un mic teatru. Dar uitați unde sunt aici, în zona de inconștient, de subconștient. Și Marea Preoteasă, iar secrete, 7 de cupe, visează la voi, la această dragoste, pentru că simt multe, regele și regina de cupe, nu doar regele și regina de monede, regele și regina de cupe. Poate că s-au păcălit emoțional în alte relații și aici au încercat să fie mai... analitici. Dar totuși e un vis. Ce frumos. E un vis care se împlinește. Mai ales dacă v-ați întâlnit și pe internet, ați tot visat și am văzut și 7 de cupe, da? Poate că a avut un vis, o să aflați, unul dintre voi ați avut un vis legat de această întâlnire? Sinele vostru superior vă mai dă informații din când în când despre această întâlnire. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Ciao, ciao!